ciudat. Nu doresc ca tatăl meu să fie acuzat de nepotism. Am decis să demisionez din Partidul Democrat Liberal și să candidez independent. Eva, numărul de la mașină de la Elena Bostoș. Mama mea a fost găsită în luna martie și a promis unui domn de vârsta bunicului meu că o să-i aducă un scaun electric. Scaun electric. Din ce unii dintre noi spunem numai câteva cuvinte, dânsul editează perfect câteva fraze. Pentru că întotdeauna obișnuiesc să-mi țin promisiunile, am promis și am susținut la vedere drepturile Elenei Băsescu de a candida. Ca independent sau cum o vrea sufletelul ei pentru alegerile europarlamentare, pentru un post de europarlamentar. A devenit o temă extrem de interesantă pentru ziaristul Ciutacu. Am în față o listă, se cheamă lista alegătorilor, nu sunt alegătorul Elenei Băsescu, ce susțin candidatul independent Elena Băsescu, EBA, numărul de la mașină, cum spune domnișoara academician, pe care o voi semna în direct, cu date de identificare și cu tot, ca să nu-și mai închipuie cotrocenii că tonomatul să opune fericirii fetiței prezidențiale. Aceasta este lista, aceasta este semnătura mea. Ia atitudine. Antena 2 spune tot.